Anul trecut, pe 27 aprilie, Ioan Paul al II-lea a fost trecut în rândul sfinților. Astăzi, la un an după această canonizare, editura Humanitas ne propune o carte. Această carte, Papa Ioan Paul al II-lea, Mâinile Domnului, Însemnări personale, 1962-2003. Știm povestea acestei cărți. Sfântul Părinte nu a vrut să se publice aceste însemnări, le-a lăsat moștenire secretarului său personal cu rugămintea de a fi arse. Totuși, secretarul nu a ținut cont direct de această dorință a papei și le-a dăruit Congregației pentru Cauza Sfinților. La ce să ne așteptăm de la această carte? Părinte Wilhelm Dank. Congregația pentru Cauza Sfinților, de fapt, la cam ghilimele, așa se spune, apostrofat pe cardinalul Givici, fiindcă a făcut publice aceste însemnări spirituale ale papei Ioan Paul al II-lea și ei considerau că testamentul unui muribund trebuie respectat și îndeplinit, așa cum a cerut el. Dar astfel de mici nelegiuiri s-au mai întâmplat în Biserica Catolică și, de exemplu, cu Chiara Lubich, fondatoarea Mișcării Focolarelor. La fel a avut niște revelații particulare în experiențe mistice deosebite în 1949. I s-a cerut să ardă toate aceste însemnări, dar cineva a fotocopiat însemnările și astăzi există și au devenit o sursă de inspirație pentru toți cei care simpatizează sau fac parte din această mișcare. La fel a gândit și cardinalul Givici ca să treacă peste cutume, peste tradiții, peste relații așa asumate cu cei ce nu mai sunt și să pună la dispoziția tuturor acelora care au auzit despre Ioan Paul al II-lea sau l-au văzut sau, într-un fel sau altul, au cunoscut ceva din viața lui de intimitate cu Dumnezeu, de sfințenie cu Dumnezeu, să pună la dispoziție un material care să ilustreze această relație intimă, foarte strânsă cu Domnul, pe care a avut-o Ioan Paul al II-lea. Și în felul ăla... Ce câștigă da. Umanitatea cu această ocazie, Părinte? Ce ne aduce această carte? Omenirea, sigur, așa în ansamblu, nu putem să emitem o judecată de apreciere asta, dar zic, toți cei care l-au cunoscut pe Ioan Paul al II-lea vor fi interesați să afle mai multe despre el cu ajutorul acestei cărți, fiindcă aici, de fapt, vezi măsura adevărată a unui om și cred că e ceea ce rămâne din existența unui om după un apostolat sau după un pontificat sau după o activitate pastorală sclipitoare, universală, extraordinară, poate și lucrările acelea, poate, cu siguranță vor dispărea, așa, dar ceea ce rămâne în ochii lumii e, de fapt, omul interior, fațetele acestei relații pe care omul o stabilește cu Dumnezeu. Și aici putem să vedem noblețea lui, măreția lui, calitatea lui umană, izvorul, de fapt, de unde el s-a hrănit, de unde s-a adăpat. Avem nevoie de o cheie de înțelegere pentru această carte, dat fiindcă spiritualitatea ignațiană, care este pusă în valoare în această carte, nu este foarte cunoscută în spațiu cultural românesc. Care sunt reperele? Ce fel de pregătire avem nevoie înainte de a ne întâlni cu această carte? Dacă puteți să ne dați câteva idei despre metoda, structura și scopul unor exerciții spirituale, pentru că, în ultimă instanță, această carte sunt însemnările în urma meditațiilor și exercițiilor spirituale ale papei. Da. Mai întâi să spun că această carte poate fi citită în trei straturi, așa, sau știu, în trei moduri. Cine e mai grăbit poate să citească ceea ce este scris cu litere mari și subliniat. E, să zic așa, efortul editorilor polonezi, cei care au pus pentru prima dată textul în spațiu public și au gândit o astfel de manieră, așa, și au sugerat o astfel de raportare la carte. Apoi, ceea ce este scris în mod obișnuit, așa, cu litere normale, așa,
însemnările propriu-zise, notițele pe care papa și le-a luat în timpul exercițiilor spirituale, despre care vorbim ceva mai târziu. Și al treilea mod de raportare la această carte este să citești doar ceea ce este scris mărunt, eventual și pe marginea paginii. Ei, eu vă spun că pentru mine acest ultim mod de raportare a fost cel mai interesant și cu ăsta am și început. Așa, am vrut să văd ce autori a frecventat Papa Ioan Paul al II-lea în timpul acestor exerciții spirituale, ce referințe critice, bibliografice au avut cei care au prezentat conferințele spirituale, în ce lume sau între ce, ce repere culturale s-au mișcat ei, cele clasice le știm. Toți folosesc în astfel de ocazii Sfânta Scriptură, învățătura Sfinților Părinți, documentele conciliilor, experiența personală, dar de obicei, pentru ca să provoace și mai mult imaginația sfântă, sacră, a exercitantului spiritual, se fac trimiteri la diferiți autori. Din literatură, din filozofie, din lumea de științe. Da. La Hegel, la Raymond Aron, absolut neașteptat într-o astfel de carte. Nu știm exact ce voia să spună papa cu ele, pentru că sunt doar niște notițe. Numele Hegel, Raymond Aron, Henri de Lubac. Acestea sunt fie exemple din viețile acestor filozofi, oameni de știință, oameni de cultură, politicieni, așa, fie citate sau expresii. Papa n-a mai avut timp să noteze ce a spus predicatorul exercițiilor spirituale, ce cuvinte a redat sau ce exemplu a folosit, dar a făcut doar trimitere la acel autor. Papa, evident, își făcea aceste însemnări spirituale pentru ca să se verifice pe sine de la un an la altul sau din jumătate în jumătate de an sau și mai des, să vadă în ce stadiu se află în raport cu dorințele, cu aspirațiile, cu idealurile pe care și le-a fixat, idealuri spirituale, pe care și le-a fixat în timpul exercițiilor spirituale. La asta folosea, la asta foloseau însemnările papei Ioan Paul al II-lea. Deci era o verificare pentru sine. Și asta a fost și criteriul pentru care Congregația pentru Cauzele Sfinților a cerut să nu fie publicate. Că într-un fel noi am intrat în sufletul lui, în intimitatea lui. Pentru că aici se vede un efort de luptă cu sine în fața lui Dumnezeu pentru îmbunătățirea lui ca om, ca persoană, ca păstor, ca episcop. De exemplu, apar aici colo niște referințe. Vezi cazul, în paranteză, pune inițialele aici în carte. Probabil el avea și el ceva mai mult. Acolo pus cazul preotului cu tare sau vezi cazul familiei cu tare. Analizează. Sau se întreabă personal, chiar zice, în ce măsură faptele mele sunt înrădăcinate în Evanghelie? În ce măsură sunt determinat de cauza lui Dumnezeu în a predica cuvântul său? Nu cumva vreau să fac pe plac oamenilor? Se întreabă. Sau ce înseamnă păcatul în viața mea? Deci sunt astfel de lucruri foarte intime și probabil aici Congregația pentru Cauzele Sfinților a avut dreptate și el, dar punându-le în balanță pe toate, cred, așa, cardinalul Stanislav Givici a făcut a făcut un cadou extraordinar lumii și tuturor simpatizanților și prietenilor lui Ioan Paul al II-lea. Dar acum, dacă îmi permite să revin la exercițiile spirituale, cum se desfășoară ele, ca să înțelegem ce vom găsi aici. Ele de obicei încep printr-o conferință introductivă și se face în seara care precede ziua propriu-zisă de exerciții spirituale. Exercițiile spirituale pot fi una, două, trei, cinci, șapte și aici vedem că sunt, așa, majoritatea sunt cam 5 zile durează, dar încep deci cu o seară înainte și se termină în dimineața zilei a celei de-a șaptea zile, să spunem. Dar efectiv, între început și sfârșit, avem 5 zile de exerciții spirituale. Sunt numărate 7. Se începe cu o astfel de introducere când se anunță tema generală a exercițiilor spirituale. Vom medita, vom reflecta așadar despre, să spunem, Dumnezeu Creator sau despre viața de apoi sau despre Iisus Hristos răscumpărător sau despre Maica Domnului sau despre îngeri sau despre sfinți și așa mai departe, despre păcat, despre har.
Și bineînțeles că ele sunt după aceea nuanțate, reașezate, redistribuite aceste teme, așa, în funcție și de criteriul de lectură pe care îl folosește predicatorul. Bun. Deci de obicei se merge într-un loc izolat, de obicei într-o mănăstire sau într-un sanctuar sau într-o casă special amenajată pentru așa ceva. Cursanții sau participanții la exerciții spirituale sunt mai mulți, nu este unul singur, unul care predică, ține conferințele spirituale, care în timpul zilei sunt trei. Și tot el pregătește și Sfânta Liturghie, eventual și momentul de adorație al Sfântului Sacrament, care este spre seară. Dar participanții pot fi mai mulți. Poți face și individual, evident, dar luxul acesta nu și-l permit prea mulți. Dar de obicei sunt grupuri. Nu se discută unii între ei, deci nu discută participanții între ei, doar cu predicatorul exercițiilor sau cu un duhovnic sau cu un director spiritual, cum îl numim noi, chemat ad hoc pentru acest lucru. Deci pentru a avea conversații spirituale. Și fiecare merge și discută. Avem aici însemnări, de exemplu, vorbește cu fratele Michael, Mihai, sau cu fratele Augustin, sau chemau alți călugări dominicani sau iezuiți sau ce erau, și avea astfel de conversații spirituale în legătură cu activitatea lui, cu ce avea el de îndeplinit. Deci, avem în timpul zilei momentele principale, deci Sfânta Liturghie, adorația, cele trei conferințe, care pot fi două dimineața și una după masă. Dar între aceste conferințe care durează cam 20-30 de minute, așa, și Sfânta Liturghie și celelalte lucruri care mai sunt în program, există un spațiu liber. Și atunci fiecare își prelungește meditația sau are o lectură spirituală aparte. Ei, la aceste lecturi spirituale eu m-am oprit și am vrut să văd cu ce autor s-a hrănit Ioan Paul al II-lea în timpul exercițiilor spirituale. Marea mea, să zic așa, surpriză, dar plăcută, să văd că primul autor la care face referință este Karl Rahner, cu o carte fundamentală pentru teologia lui și pentru teologia Bisericii Catolice, secolul 20, un secol de har, se întreabă el, de milostivirea lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu. Și apoi apar alți autori, Walter Kasper, de exemplu, cu o carte a lui despre Iisus Hristos, sau Henri de Lubac, cu o carte a lui, un comentariu la simbolul credinței. Alți autori, Stettler, Brandstetter, sunt autori germani, care scriu și ei despre viața în Hristos, potrivit învățăturii Sfântului Ignațiu sau potrivit exercițiilor spirituale ale Sfântului Ignațiu. Și, de asemenea, l-am văzut pe Josef Ratzinger, deci, cu o carte a lui privind la cel pe care l-au străpuns. Deci, toate cărțile acestea am văzut că au un caracter cristologic. De fapt, e o coordonată a spiritualității lui Ioan Paul al II-lea, una din coordonatele principale. Sigur că are accente ignațiene, poate să aibă și accente carmelitane, poate să aibă și accente franciscane, dar coordonata dominantă principală este cristologică. E referință la Hristos tot timpul aproape. Și în însemnări apare același lucru. Mai este încă o coordonată, așa, pe care o putem desprinde de aici, cea de, să spunem, Mariană, așa, referința la tratatul despre adevărata evlavie către Maica Domnului, a lui Ludovic Grignon de Montfort, pe care el l-a studiat, l-a aprofundat, așa, cu multă dăruire, l-a făcut să-și asume ca moto pentru toată viața lui pastorală și sacerdotală, episcopală, totuși tu, cu totul al tău, sunt Doamne, pe urmele Mariei, adăuga, evident. Iosef Ratzinger este și unul dintre cei care conduce la un moment dat exercițiile spirituale făcute de către Ioan Paul al II-lea. Da, asta vreau să spun că sunt două agende adunate aici în acest volum. Acolo sunt însemnările lui cronologice, dar adevărata, să zic așa, diferență dintre cele două agende nu apare în faptul așa cantitativ, în dimensiunea cantitativă, ci în dimensiunea cronologică, pentru că din momentul în care a fost ales papă, din 1978, adică în 1979, exercițiile spirituale capătă o altă configurație, nu mult diferită de cea de mai înainte. Asta, când vorbește mai mult despre universalitatea bisericii, despre funcția episcopului, despre funcția preoției, pare un fel
îngrijorat de responsabilitatea care tocmai a căzut pe umeri și să încearcă din ce în ce mai mult, în ciuda acestei responsabilități, să dedice cât mai mult timp lui Hristos și rugăciunii. Dacă vreți, simt așa un fel de diferențiere dialectică între funcția scaunul lui Petru pe care îl ocupă și omul Ioan Paul al II-lea, cu cât are mai multă putere instituțională, cu atât este mai smerit. Da. Într-un anumit fel, această preocupare, sau să spunem, diferență de accent, se explică de la sine. Fiindcă atâta vreme cât era în Polonia, din 1962 până în 1978, ca episcop și apoi cardinal la Cracovia, tema exercițiilor spirituale era întotdeauna în funcție de activitățile lui de păstor la Cracovia și în Polonia. După și în funcție de evenimentele sociale, politice, așa, pe care le traversa Europa și grija lui de a ajuta pe polonezi și pe toți cei din Europa de Est, într-un fel, să supraviețuiască în calitate de creștini și în bisericele lor comunismului, apar niște notițe foarte interesante, și anume, între rugăciunile lui particulare, rugăciunile lui, noi le spunem devoțiuni, exerciții de spiritualitate personalizate, să zic așa, apar niște litanii ale sfinților polonezi. Sigur, el a făcut o vizită în 1979, prima, în Polonia, care a avut un ecou formidabil asupra mentalității societății poloneze și a mișcat, să spunem, blocul, l-a zguduit. Și din acea clipă, evenimentele, știți, s-au precipitat în Polonia, așa, au avut tot felul de mișcări cu Solidarność și așa mai departe, și el se ruga pentru poporul polonez, pentru biserica de acolo, folosind această litanie a sfinților polonezi sau litania, spune el, pro patria, pentru patrie. Interesant că nu apare, bine, are terminologia latină la îndemână, toate notițele lui aproape, așa, cât privește programul spiritual, sunt în limba latină, dar începutul, deci ce urmează, ce trebuie să facă. Conținutul însemnărilor, în schimb, este în poloneză și apoi a fost tradus. Mai apar și cuvinte în limba italiană. Dar termenul pentru patrie, deci rămâne acesta. Și mie mi se pare foarte frumos. El l-a explicat într-o altă carte a lui, Memorie și Identitate, tradusă în limba română. Și spune că îi place mai mult că vine de la pater și asta înseamnă tradiție și înseamnă continuitate și înseamnă trecut. Și de aceea însemnările lui registrează acest cuvânt, pro patria, litania pro patria. Dar spuneam, deci apar aceste rugăciuni speciale pentru țara sa. De asemenea, apar alte decupaje, să zic așa, în însemnări, în chenare, așa, vizita ministrului, audiența ministrului Gromco. Deci întrerupe exercițiile spirituale ca să-l primească pe acest ministru. Sau președintele Siriei. Sigur, în mod obișnuit nu se întâmplă așa ceva. Dar am văzut că Sfântul Părinte știe într-un fel să îmbine sacru și profanul și să salveze esențialul în momentele acestea tensionate. Așa. Și iată că a făcut mici breșe ca să pătrundă puțin profanul și să-l îmbrace în spiritualitatea în care el se exersa. Deci avem preocupări diferite, accente diferite, nu total, așa, între aceste două perioade, 1962-1978, 1979-2003. În această perioadă a doua, cei care țin exercițiile spirituale de obicei sunt teologi renumiți, arhiepiscopi, chiar cardinali, de exemplu cardinalul Bifi a fost invitat să țină odată aceste exerciții spirituale, Alexandru Donascimento, erau episcopi care lucrau în Curia Vaticană sau erau din afară, veniți din diecezele lor, din episcopiile lor și erau, să zic așa, solicitați de Sfântul Părinte. El își exprima în cele din urmă consensul, acordul în legătură cu cine era propus. Dar mai toți dintre cei care au vorbit acolo au ajuns cardinali.
Asta era un fel de, devenise un fel de, să zic așa, de lege nescrisă, că cine era invitat să țină exercițiile spirituale și dacă și plăceau papei și era un spiritul tradiției bisericii, sigur, era într-un fel promovat în, în structurile acestea de conducere ale bisericii. Papa căuta astfel de persoane, deci la vârful bisericii, așa, să aibă o viață spirituală profundă. De aceea, printre destinatarii cărții acesteia, să-i amintim, în primul rând, așa, sunt episcopii. El, ca episcop, dă un exemplu cum se poate să guvernezi o dieceză și o biserică întreagă și în același timp să ai o viață spirituală profundă. Aș vrea să vă întreb, Părinte Dancă, care este relația între teologie și rugăciune? Pentru că tocmai a spus că Sfântul Părinte acum, canonizat Ioan Paul al II-lea, citea teologie și în același timp se ruga. Care e relația? Care ar trebui să fie? Pentru noi teologia poate să fie o disciplină academică și atâta. Sau poate să fie mai mult? Da. Există așa numitele, să spunem, apoftegme ale unor părinți ai bisericii. Evagrie Ponticul spune la un moment dat că cel care se roagă este teolog, așa, și teologul adevărat este cel care se roagă. Adică a vorbi despre Dumnezeu presupune mai întâi să vorbești cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă dialog cu Dumnezeu. Și Ioan Paul al II-lea, privind, analizând de sus, așa, autorii pe care el îi folosea în timpul exercițiilor spirituale, vrea să-și adâncească, să spunem, cunoașterea lui obținută prin rugăciune și cu ajutorul unor tratate, volume, cărți, așa, care prezentau într-o manieră sistematică, să spunem, mai obiectivă, învățătura despre Hristos sau despre viața în Hristos, că asta îl interesa cel mai mult. Eu am mai observat încă ceva, și anume, în toate zilele de exerciții spirituale apare printre devoțiunile particulare, deci care nu erau trecute în program, dar și le făcea el și le notează aici în carte, de exemplu, apare faptul că se ruga Calea Crucii. Sunt 14 momente din viața lui Iisus înainte de a fi răstignit. Deci când este judecat, când este biciuit în curtea lui Pilat, cade pentru prima dată, se întâlnește cu mama lui pe, în drumul acesta, cu femeile care plâng, Veronica care îl ajută să-și șteargă fața, cu Simon din Cirene care îl ajută să-și ducă crucea, mai cade încă o dată și tot așa suferă tot felul de umilințe și în cele din urmă este răstignit și este înmormântat. Ei, Calea Crucii evocă aceste momente din viața lui Iisus și el făcea Calea Crucii în fiecare zi. Se spune acolo forma brevior sau forma longa. Deci, în funcție de timpul care îi rămânea, se ruga mai mult sau mai puțin. De asemenea, în fiecare zi, printre devoțiunile lui particulare, era și o rugăciune către Maica Domnului, intitulată Rozariu. Sunt tot așa 15 mistere sau momente din viața lui Iisus, taine, să spunem, pe care noi le medităm rostind în continuu rugăciunea îngerească, cea Bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Și repetând această rugăciune cu mintea la un moment din viața lui Iisus. Când a avut loc Buna Vestire, de exemplu, când s-a dus și a vizitat-o pe verișoara sa Elizabeta, când s-a dus Maica Domnului la Betleem, l-a născut pe Iisus, de bucurie, de durere, da. Acum mai sunt și de lumină, sunt astfel 20 de mistere. Ei bine, Papa medita toate acestea uneori, deci făcea rozariu complet aceste mistere. Durează, ca să spui o formă, deci misterele de durere sau de slavă, durează cam 20 de minute să te rogi așa. Dar când el spunea tot, vă dați seama, trecea de o oră. Da, și se ruga. Și ce am observat la dânsul, că asta o făcea și în spațiu public, așa, dar ca să vedeți legătura dintre dimensiunea mariană a spiritualității lui și cea cristologică, Hristos. Acesta este rozariu, vedeți? Și are o cruce aici. Ei, și când se începe rozariul, așa, se face semnul crucii, adică intrăm în misterul Sfintei Treimi, al comuniunii de viață care este în Sfânta Treime, de unde a venit Hristos prin participarea Maicii Domnului. Și Papa de fiecare dată își făcea cruce cu această cruce și o punea pe frunte, pe piept și apoi pe umeri. Deci în felul acesta, de fiecare dată începea făcând cruce așa cu acest rozariu. O imagine care definește într-un anumit, sau sintetizează, să zic așa, spiritualitatea lui. Cristologică și mariană.
Lucru pe care l-am mai observat, de asemenea, în cadrul celebrărilor, liturghiilor, în spațiu deschis, pe stadioane, că el aduna cea mai mare slujbă celebrată vreodată în istorie de el, a fost la Manila, a fost peste 5 milioane de oameni adunați într-un loc. Papa Francisc, acum să spunem, l-a depășit în competiția asta spirituală, a avut 6 milioane când a fost acolo. Bine, dar nu asta e important, ci calitatea vieții omului. Poate să fie unul singur dacă așa valorează cât 5 milioane. Dar vreau să vă spun asta, da, că deci, în spațiile acestea publice, când asculta Evanghelia, la fel avea o cârjă din această episcopală, în vârful căreia se afla Hristos răstignit, corpusul. Propriu-zis. Și papa de obicei își lipea fruntea de acel corp răstignit și așa asculta. Da. Și așa asculta Evanghelia cu fruntea lipită de corpus. E bine, astea sunt imagini care sintetizează spiritualitatea lui și aici o găsim detaliată. Sunt o mulțime de nuanțe, ce să vă zic. Cartea este foarte bogată. S-ar preta la o, să zic așa, la o lectură de tip așa tradițional patristic, în maniera a poftegmelor. Deci putem să desprindem de acolo că ele sunt însemnări. Chipuiți-vă, eu vă țin o conferință spirituală acum. Durează vreo 30 de minute, să spunem, vă vorbesc despre vizita Maicii Domnului la verișoara Elisabeta. Ce s-a întâmplat? Verișorii între ei, Sfântul Ioan Botezătorul, Iisus, erau verișori. Așa? Deci, practic, erau rude. Ce înseamnă solidaritatea feminină între tocmai două femei însărcinate? Exact, da. Misterul vieții, darul lui Dumnezeu și așa. Ei, orice fel de idee de asta principală, așa pe care papa o considera importantă și o însemna pentru propria lui creștere, maturizare spirituală. Asta, deci însemnările acelea nu erau făcute doar ca să facă o sinteză, ci erau raportate mereu la sine, la propria sa ființă spirituală și apoi trecute în scris. Ca după un an sau după jumătate de an sau mai des, când dura el, să se uite acolo și să vadă ce am făcut în raport cu acele însemnări, cu acele idealuri pe care mi le-am fixat la exercițiile spirituale. Adevărul este că când te-a pus să citești această carte, inițial ești deconcentrat. Nu știi exact cum să o iei, cum să o apuci, pentru că nu există un fir narrativ, că nu avem un jurnal în care papa povestește ce s-a întâmplat în fiecare zi, dar aprofundând această lectură, cu cât avansezi mai mult, cu atât se degajă ceea ce noi că ar fi numit o stare de spirit. Intri într-un fel, într-o formă de comuniune cu Ioan Paul al II-lea, cu gândurile sale. Ne poate ajuta și pe noi să ne rugăm? Da, așa, prima apropiere de carte îți vine într-un fel, zici, mă, e cam dificil textul ăsta, da, e prea ermetic, prea, da, așa. Mai ales dacă n-ai suficient de multe cunoștințe de teologie. Dar pe măsură ce intre, nu mai lași. Da. Te atinge. Te atinge pentru că intră într-un fel de sincronie așa spirituală, să-i spun, cu cel care l-a făcut însemnările și trăiești din nou aventura vieții lui interioare cu Dumnezeu. Intră în bătălia aceea. Sigur că sunt destul de, să zic așa, de palpitante, picante, într-un fel, toate acele însemnări cu caracter personal și te provoacă și pe tine. Și zici, dacă papa s-a întrebat așa, ce înseamnă păcatul în viața mea? Sau, eu știu, sunt alte adunătări în legătură cu comunismul, unde eu, ce să vă spun, m-am regăsit așa, într-un fel mângâiat și încurajat. Zice, Dumnezeu este mult mai mare, la un moment dat în carte, Dumnezeu este mult mai mare decât ne putem noi închipui. O dovedește asta experiența ateismului. Așa. Deci, n-a putut fi înlăturat Dumnezeu. Deci a trecut dincolo de toate aceste încercări și oamenii au supraviețuit. Sau referitor la, să zic, la concepțiile astea materialiste, ateiste, toate cele care reduc omul la o singură dimensiune. Deci sunt însemnări cu caracter antropologic, de viață spirituală, cum am spus, de teologie, de filozofie. Printre cei care țin exercițiile spirituale se află și un arhiepiscop, Marian Iavorski, care ulterior a devenit și cardinal și care era un bun cunoscător al filozofiei religiilor,
prețuia foarte mult pe Mircea Eliade și pe Bronislav Malinovski. Iată de ce acești doi autori apar în prima carte pe care a scris-o un papă în modernitate, Ioan Paul al II-lea, Să trecem pragul speranței, pe la începuturile cărții, papa face referință la acești doi autori. Dar erau în urma unor astfel de exerciții. El de altfel și spune, când am venit la Roma, am adus toată experiența mea poloneză cu mine. Și ea transpare în partea a doua a acestei cărți, cronologic vorbind, deci din 79 până în 2003. Se vede acolo, deci preocupările lui poloneze. Într-un fel s-a rupt de ele. S-a rupt de biserica de acolo, sau nu s-a rupt, s-a îndepărtat de biserica de acolo, dar ea a rămas prezent în spiritul său și transpare și în aceste însemnări. În urmare, ne ajută, fără îndoială, citind această carte, ne ajută să avem o mai mare atenție față de omul nostru interior. Să revizuim, să zicem așa, reperele noastre spirituale. Să prețuim această formă de cultivare a spiritului, care înseamnă exercițiile spirituale. Că ele nu sunt obligatorii doar pentru, sau mă rog, nu se propun doar. Da. Se pot face și de către laici. Și creștinii laici, da. Sigur. Da, nu așa dezvoltate, dar dacă cineva are o viață spirituală mai bogată și are astfel de, devoțiuni, la fel poate să facă. Sigur, notările acestea, deci punctuale, am făcut oficiul lecturilor, de exemplu, sunt două lecturi, sunt trei psalmi, două lecturi, una din Vechiul Testament, una din sau din Noul Testament, așa, lectura biblică, și apoi o lectură dintr-un Sfânt Părinte al Bisericii. Asta este oficiul lecturilor. De obicei se poate face cu o seară înainte sau în timpul nopții sau dimineața foarte devreme. Și de multe ori se vede că el anticipă această lectură, pentru că îl introduce deja în tema religioasă a zilei care urmează. Își notează apoi și laudele, deci rugăciunea de dimineață, meditația pe care o face înainte de liturghie, după liturghie, dar tot. Ei, chestiune, preocuparea asta de a nota tot. Și nu uita, într-un fel te ține și pe tine prezent ție însuți, dar te ajută să intri și în acela care îți este ție mai prezent decât îți ești tu ție prezent. Hristos însuși. Da, Dumnezeu. Deci intri într-o prezență. La asta ajută. Așa, o astfel de lectură. Deci îl vezi cum el își mai întâi încerca să se facă prezent sieși și apoi să intre în acela care îi era lui prezent mai mult decât el însuși. Deci pentru a aborda această carte, nu avem nevoie, cum facem astăzi în contemporaneitate, să citim totul și apoi să extragem o sinteză, ci în mod invers, ca și la textele Evangheliei propriu-zis, tu ai foarte puțin, iar acest foarte puțin trebuie compensat cu imaginația. Imaginația trebuie să lucreze pe acel citat, pe acel paragraf, tocmai pentru a-și da seama ce voia acel om să spună, care era intenția și cum poți să aplici acel principiu care apare în Evanghelie sau în meditația lui Ioan Paul al II-lea din acest context în propria ta viață. Trebuie să expandezi, faci o hermeneutică inversă, dacă vreți. Mai e ceva de adăugat aici, și anume, unele exerciții spirituale erau atât de bogate în conținutul lor teologic și așa antropologic, încât papa nu reușea să mai anotițe. Dar mai ales spre final. Da. Da, și era un arhiepiscop din Belgia, de la Namur, i-am uitat numele acum, care a vorbit atât de consistent, așa, din punct de vedere teologic, încât papa a zis, nu se mai poate nota aici, nu se mai poate lua nicio notiță, e prea bogat. Sau, în altă ocazie, când a predicat exercițiile Thomas Spidlik, ulterior și el devenit cardinal, spune, vezi anexa. Probabil acest părinte iezuit, la vremea respectivă, profesor la Institutul Oriental din Roma, așa, profesor de spiritualitate, de teologie spirituală, a fost inspirat și îi dădea papei și schema conferinței, așa fel încât papa să nu mai facă acest efort să-și ia notițe. Și atunci papa trecea totuși titlul conferinței, ora, dacă era cazul, așa, și după aceea scria, vezi anexa. La alții, sigur, și ia notițe. Deci, notițele au, să zic așa, două componente de text, să zic așa. Unele sunt rezumatul conferințelor, dacă lui se părea interesant
și, sigur, vrea să rețină și să mai revină asupra conținutului. Altele sunt ecoul propriei sale experiențe spirituale la cuvintele auzite. Fie le înrăma, punea într-un chenar, fie le sublinia, fie le trecea într-o altă limbă, apar și în limba italiană, apar și în limba germană. Deci astfel de expresii. Deci avem nevoie de un fel de muncă de arheologie prin care noi să intrăm în comuniune cu gândul Ioan Paul al II-lea. Unele dintre idei apărute în carte cred că ar putea să fie dezvoltate. De exemplu, mie mi-a atras atenția în mod special teologia martiriului. Părintele face distinția între martirul alb, cel al vieții consacrate și al vieții virtuoase, și martirul roșu, cel al sângelui, și vede un fel de cauzalitate și de pregătire între martirul alb, care este pregătire pentru martirul roșu. În ziua de astăzi, în care din ce în ce mai mulți creștini, frații noștri, sunt uciși pentru mărturia lor de a crede în Hristos, și în condițiile în care Ioan Paul al II-lea spune foarte clar că fiecărui creștin îi se cere o formă de mărturie a credinței sale lui Hristos, putem, de la scrierile sale de aici, să dezvoltăm o teologie a martiriului? El sugerează pentru Biserica din Europa o astfel de focalizare a atenției pe mărturie și spune că e o nouă direcție în cadrul abordărilor teologice din zilele noastre care ar trebui mai mult dezvoltată. Și face referință la experiența bisericii din Europa de Est. Biserica din Polonia, în primul rând, dar și celelalte biserici, cum sunt cele din țara noastră, din Ungaria, din Bulgaria. Sigur, această atenție față de mărturie la Ioan Paul al II-lea s-a concretizat în numărul mare de beatificări și de canonizări. În biserica, adică se recunosc meritele eroice ale mărturiei unui credincios. În iubirea lui față de Dumnezeu și față de semeni, a excelat într-o asemenea manieră încât biserica îl recunoaște deja în rândul fericiților sau în rândul sfinților. În cadrul martirilor nu se cere nicio minune pentru ca să fie recunoscuți ca atare. Da, de ajuns că a murit ca martir, da. În schimb, ceilalți care nu au dat această mărturie a sângelui, au acea mărturie albă, cum a spus, se trebuie demonstrate virtuțile lor eroice, așa cum s-a întâmplat și în cazul papei Ioan Paul al II-lea. Deci în prima fază a procesului său s-a făcut o derogare, să spunem, de la lege, că trebuiau să treacă 5 ani de la moarte ca să fie introdusă cauza de beatificare. S-a făcut o derogare de către Papa Benedict și atunci s-a grăbit într-un fel procesul. În momentul înmormântării tot Vaticanul, curtea interioară a început să strige Santo, subito, da. Și atunci imediat s-a deschis acest proces, s-a dovedit așa prin studiile care s-au făcut eroicitatea virtuților, după care a avut loc o primă minune, așa, cu o măicuță care a fost vindecată și a fost, pentru această minune a fost beatificat în 2010 și în 2014, cum a spus și dumneavoastră, în 27 aprilie, a fost canonizat pentru o altă minune săvârșită cu un copil în sânul mamei, bolnav de o boală incurabilă, și astăzi are 13 ani, 14 ani, trebuie să aibă, așa, care la rugăciunea făcută lui Dumnezeu pentru meritele papei, acel copil s-a vindecat în mod miraculos, medicii au constatat asta. Dar zic că, iată, această invitație a lui de a da prioritate mărturiei creștine în lumea de astăzi s-a concretizat într-un număr foarte mare de fericiți și de sfinți pe care el i-a ridicat la cinstea altarelor. E periculos să plecăm de la căutarea minunilor. La un moment dat în această carte, Ioan Paul al II-lea spune că poate trebuie să-L urmăm pe Hristos de dragul lui Hristos, nu de dragul minunilor, al multiplicării pâinilor, spune Sfântul Părinte. Credința creștină este un salt încolo, o încredere, o speranță, împotriva oricărei speranțe, din nou ne spune. Aici, măsura pe care a luat-o Biserica Catolică în vederea declarării unui creștin fericit sau sfânt de a avea o minune, cu excepția martirilor, nu înseamnă sublinierea miraculosului ca atare și a spectaculosului sau, știu, atitudinea acestea, nu știu, de curiozitate pentru miracol și așa mai departe. Ci ea consemnează faptul că acel creștin
pentru viața lui eroică este cunoscut în biserică. Deci se sublinează dimensiunea acea plurală a credinței, de familie, acelui noi, în care noi toți ceilalți intrăm și el e prezent acolo în acest noi, noi credem, e prezent cu viața lui de sfințenie. Altfel, să nu fie și un aranjament, știți, între familii sau, știu, persoane influente, sau să nu fie o chestiune doar așa, care să fie de nu știu, să răsplătim o persoană pentru o anumită lucrare deosebită, ci ea trebuie să fie în folosul bisericii, pentru binele credincioșilor. Deci să sporească acea conștiință a lui noi credem. Iată de ce se cere o astfel de minune. Ea trebuie pusă în legătură cu această dimensiune, deci de familie, a actului de credință. De aceea se cere o astfel de și mai mare răspândire. Când e cineva recunoscut ca sfânt, el e cinstit ca atare în toată biserica, dar ca fericit numai în dieceza de origine, unde a fost el botezat, să spunem așa. Deci în Polonia, la Vadovițe sau la Cracovia. Altfel, ca sfânt, acum e pentru toată biserica. Așa avem noi aici, Vladimir Ghica, care e celebrat ca atare în dieceza de București, sau Anton Durcovici la Iași. În momentul în care vor fi sfinți, vor intra în calendarul universal al bisericii. Iată de ce minunile aici au un rol al lor. Sigur, asta înseamnă și o invitație de a ne adresa lui Dumnezeu și a considera viața lor eroică și a ne gândi la ei, a urma exemplul lor, evident. Deci vorbim despre sfinți contemporani. E posibilă sfințenia în secolul 21? Chiar așa. M-am întrebat și eu când am fost la lansarea cărții la Humanitas, am zis, ce frumos am ajuns aici să vorbim despre sfințenie. Că am mai auzit și alte discursuri acolo, nu chiar despre sfințenie. Și am zis cu ocazia asta, iată că editura Humanitas își mai spală din păcate, pentru că sigur, al promova pe Ioan Paul al II-lea, un sfânt contemporan, l-am cunoscut toți, așa, e și un act de curaj și de, să spunem așa, de mișcare contra curentului, unde valoarea asta a sfințeniei, idealul acesta al omului interior, autentic, bunătatea, generozitatea necondiționată și toate lucrurile acestea țin de o lume parcă apusă. Și totuși, iată că o astfel de figură atrage. Și spuneați mai devreme despre numărul mare de canonizări făcut în ultima perioadă în biserică. Sunt sfinții contemporani niște modele pentru noi, pentru că trăind mai aproape de noi putem să ne raportăm la ei? Poate că e foarte greu să te raportezi la un sfânt de secol III care era în pustie, se retrăgea în lume, dar acum se propune un model al sfântului care trăiește în societatea contemporană. Biserica Catolică a beatificat și cazuri de laici, nu doar oameni care au fost episcopi sau papi. Da. Și oameni care viață de familie, care s-au implicat foarte mult în societate. Vă spun, așa, nu e niciun secret, se pregătește dosarul de beatificare a lui Alcide de Gasperi, cel care e considerat unul dintre părinții fondatori ai Europei. Prin urmare, această, să spunem, activitate în folosul comunității, pentru binele comun, poate să îmbrace dimensiuni spirituale eroice până la dăruire. Și Robert Schumann, mi se pare, și el este tot așa în discuție, în aceeași direcție. Prin urmare, sfinții ar trebui văzuți astăzi nu așa ca niște, cum să vă spun, niște ecouri ale unei lumi trecute, ci ca niște persoane vii, transparente, care lasă să treacă spre noi lumina lui Dumnezeu. Dacă vizita... Care ne pot ajuta într-un fel în relația noastră cu Dumnezeu. Luminează calea noastră, da. Sensul ăsta. Deci dacă vizitați bisericile catolice clasice, așa medievale și moderne unele, au vitralii. Sunt acele ferestre colorate care reprezintă vieți de sfinți sau momente din viața lui, din Evanghelie, din viața lui Iisus, a Maicii Domnului, prin care trece lumina de afară. Sunt o imagine a ceea ce semnifică pentru noi sfinții. Deci sunt ca un vitraliu prin care trece lumina lui Dumnezeu spre noi și ne luminează calea. Părinte, mulțumesc frumos pentru această intervenție, pentru ajutorul pe care ne dați în descifrarea acestei cărți. Să sperăm că ne va ajuta și ea în a crește în sfințenie, fiecare dintre noi pe cât putem.
potrivit imaginii de aici, de pe coperta 1 a cărții, Papa Ioan Paul al II-lea se uită pe fereastră. Pe lumea de afară. Și cred că pe fereastra de sus, de acolo din cer, acum se uită și la noi doi și la toți cei care ne urmăresc pe calea televiziunii și probabil zâmbește. Mulțumim! Da, așa, Papa Ioan Paul al II-lea se uită pe acea fereastră, vede lumea întreagă, vede și România pe care a vizitat-o în 1999 și a calificat-o drept grădina Maicii Domnului. E primul papă care vine într-o țară ortodoxă după căderea comunismului. Da, și ne-a lăsat atunci așa un îndemn la unitate, la refacerea unității creștine, când în Parcul Izvor, în inimile, glasurile a sute de mii de oameni a țâșnit acel strigăt, unitate, unitate. La mai mulți ani după vizita în România, în diferite împrejurări ecumenice, Papa a luat în românește, unitate, unitate, acel strigăt din București nu va fi uitat niciodată. Sperăm în continuare să rămână viu. Deci, el este un model și pentru ortodoxi, nu doar pentru comunitatea catolică. De altfel, Ioan Paul al II-lea a fost foarte iubit și de către ortodoxi. Într-adevăr, sfinții trec granițele acestea confesionale și așa cum sugerează Rainer Maria Rilke, copacii se diferențiază deasupra pământului prin tulpină și coroană, dar pe dedesubt rădăcinile se întâlnesc. La fel reușesc să facă și sfinții, trec dincolo de aceste delimitări confesionale și pe dedesubtul vieții lor de har se întâlnesc cu noi toți care vrem și să-l urmăm. Mulțumim, părintele.